Imaginea oficialilor țării este tot mai des folosită în fraudele de tip deepfake. Pe internet circulă filmări false realizate cu ajutorul inteligenței artificiale în care politicieni precum Marcel Ciolacu sau Sorin Grindeanu, dar și guvernatorul Băncii Naționale, parcă promovează platforme de investiții. Tot mai mulți români cad în această plasă, iar banii sunt extrem de greu de recuperat, mai ales că la noi în țară legea deepfake este blocată în Parlament încă de acum 2 luni. Cine a investit 1.200 de lei are posibilitatea de a primi un venit pasiv de 10.800 de lei pe lună. Specialiștii companiei oferă... Iar suma minimă a investiției este de 1.100 lei, ceea ce este considerat... Am investit cu adevărat 250.000 de lei românești în extracția resurselor românești prin această platformă. Iar acum venitul meu lunar din aceasta depășește 500.000 de lei românești. Sunt considerați... Fiecare investitor va putea primi incredibila sumă de 9.000 de lei pe lună grație platformei. Toate aceste filmări realizate cu ajutorul inteligenței artificiale promovează investiții financiare în platforme care nu există. În ultima vreme, tot mai mulți români au căzut în această plasă, mai ales că este folosită imaginea politicienilor sau a vedetelor. Dacă avem un pic de atenție, putem să observăm mici desincronizări, putem să observăm faptul că un mesaj video, de exemplu, este generat cu inteligență artificială. Recomandarea noastră a directoratului este să fim foarte atenți la sursa acelui videoclip. Chiar domnul guvernator a fost cumva imaginea unui deepfake? A fost imaginea multiplelor deepfake-uri. A fost o campanie întreagă. Noi am semnalat acest lucru de la bun început prin comunicate și apeluri publice. Pe site-urile instituțiilor specializate putem afla dacă investițiile sunt unele sigure. Celor care poate sunt tentați la un moment sau altul să investească, să folosească și site-ul ASF, și site-ul Institutului de Studii Financiare, și site-ul Institutului Bancar Român, și Banca Națională a României, să vadă exact ce se întâmplă în piață. Banii celor păcăliți de deepfake sunt extrem de greu de recuperat. Nu, în toate cazurile, mai putem recupera sumele, pentru că sumele sunt, sau banii sunt în mișcare și dacă ajung în altă parte decât la persoanele care sunt cercetate, vă dați seama că există o procedură în acest sens. Deși Parlamentul European a adoptat încă de anul trecut legea privind inteligența artificială, în România legea deepfake s-a blocat la Camera Deputaților. La începutul lunii februarie a fost dezbătută și retrimisă către Comisiile pentru Cultură și Tehnologie Informației și Comunicațiilor.